De pe 15 martie, Serviciul Teritorial Orhei a Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură a recepționat de la fermierii din zonă peste 300 de dosare privind solicitarea subvențiilor, numărul acestora fiind practic dublu față de perioada respectivă a anului trecut. Către secția Orhei au fost depuse 302 cereri de solicitare a subvențiilor în sumă de 42 de milioane de lei. Achitate spre plată au fost făcute efectuări de 20 de milioane, deci 50% deja solicitanții de subvenții au beneficiat de ele. Anul trecut, spre comparație cu anul trecut, tot parcursul anului au fost recepționate 463 de cereri, dar acum, în timp de două luni de activitate, deja avem 302, ceea ce este aproape dublu. Că solicitarea subvențiilor este până la 31 octombrie, până atunci încă eu socot că încă se va dubla suma și suma și numărul de cereri și solicitanții, puține sume se scad, asta vreau să spun, să menționez, că adică se face dosarele, se completează corect. În inspecție n-am depistat încălcări grave, ceva care să fraude. Nu avem așa ceva, așa cazuri. Acum recepționăm dosarele, este pe o perioadă scurtă este stopată autorizarea spre plată, că așteptăm niște suplimentări de fonduri de la bugetul de stat. Așteptăm încă 100 de milioane și cum ne se acordă, deci se va continua autorizarea spre plată. Acum, pe o săptămână, două, s-a stopat. Printre solicitanții de subvenții se regăsesc tot mai mulți tineri care își lansează afaceri în diverse domenii de activitate. Sunt tânăr apicultor. Deja din 2013 am încercat să m-am îndrăgostit de această și am un prieten cu care am început să colaborăm, care am făcut cursuri, ne-am practică, am avem pe acasă, am încercat și am hotărât, dacă statul și totuși a încercat să ne ajute, hotărât să solicităm un proiect de la IFAD. Deja am, pe parcursul ăsta, am muncit, am încercat, am făcut business plan, am fost la bancă, am muncit, am avut niște mentori care ne-au ajutat, care ne-au coordonat și deja cu ajutorul chiar și agenției de AIPA ne-au ajutat, ne-au consultat în toate domeniile, deja am luat subvenții de la stat și încercăm să muncim aici, încercăm să dezvoltăm ceva frumos, încercăm ca la noi Moldova să facem ceva frumos și chiar să poate pe viitor să facem mai multe persoane care să dezvoltăm eu cu apicultura, după asta mai vedem în alte regiuni și tot așa ca să ne comasăm, să cooperăm, poate pe viitor să mergem undeva mai departe sau poate să facem vreo linie de producție, ceva de genul ăsta. Și am mai făcut, mai avem și alt proiect care am dat la pare 1+1. Știți, am fost și deja am luat niște tehnică de acolo, aici utilajul am luat, uite, vedeți tupii care sunt aici, am luat prin IFAD și deja utilajul prin pare 1+1, să are de o centrifugă de 36 de rame, o masă de descăpăcit și tot inventarul special, sculele necesare pentru a putea lucra la nivelul cel mai înalt, deja la un nivel european, care să putem să avem ceva profit ca să lucrăm. Ceea ce ține de apicultură, pot să vă mai adaug obiectivul de a dezvolta rețeaua la nivel național. Chiar din acest an deja avem succes. Ne-a venit ideea ca să găsim tineri al de mine și să dezvoltăm apicultura la nivel național și chiar din acest an deja am făcut contracte, am semnat cu tineri antreprenori care au beneficiat de aceste proiecte și chiar am livrat marfă în raionul Orhei, în raionul Florești și raionul Telenești. Ce ține de comenzi, eu nu pot să spun că nu am comenzi. Deja în 2015 avem lista de clienți care vrem să dezvoltăm și alte raioane și la rândul lor aceste raioane să dezvolte alți agenți ca să putem să dezvoltăm apicultura la nivel național. Cele mai solicitate subvenții sunt la măsurile ce prevăd achiziționarea tehnicii agricole și a utilajului post-procesare, înființarea plantațiilor multianuale și construcția sărelor. Mihai Obreja, Ion Alexeev, de la Orhei pentru Elita TV.